Castelul Bran, eu deja am fost, asta era a doua oară pentru mine când mergeam la Castelul Bran. Mai călătoresc în lumea așa, de obicei peste ocean, când ne zici I'm from Transylvania, wow, amazing. De Dracula și sportivii, cei mai mari care ne-au reprezentat peste toată lumea. Astea sunt cărțile noastre de vize cele mai puternice peste hotare. Pentru că încă n-a ieșit soarele și sunteți oaspeții contelui. Așa? Să nu avem probleme așa? Pe parcursul. Da, să da, rugăm da. Duhurile? Nu știu cum stați cu grupa sanguină. Cu, este aurit, da. Ne-au întâmplat cu soare pentru că, în general, se zice că Dracula îl sperie usturoiul. E frică de usturoi, de cuțite de lemn. Și că la noi Maramureș este o strigătură de nimic, că nu mă tem numai de cuțit de lemn. Asta parcă e strigarea de a unui vampir. Așa se zice, așa e legenda. Acum nu știu dacă e adevărat sau nu. Când am ajuns la vedete, că vedetele erau deja acolo, erau cu un usturoi la gât, dar noi nu știam de ce l-au luat sau de ce. Și ne-au spus că acela este pentru a-i păzi de vampiri. Noi ne-am apsat puțin așa pe gândul. Cum? Unii zic că da, unii zic că nu. Și zicea seara că acolo vine Dracula. Da, cred. Vampirii ne muș de gât și ne suc sângele. Și există vampiri? Crezi în vampiri? Da. Vampirul te mușcă și mănâncă sânge. Doamna, fantomă e reală. Să știți un lucru. Fantome nu există. Baba Clonță nu există. Tot mă întrebau la un moment dat, există Dracula? Dar există Baobau. A spus, nu există Baobau, nu există Dracula, nu există spirite. Lor era frică de spirite, să se întâlnească acele spirite la castel. Duhurile rele nu există. Astea sunt mai povești. Să fie ceva de speriat. Ce s-a întâmplat în trecut aici e de speriat, da. Dar acum nu e nimic. Nu, nu, aici sunt locuri în care o să fie o doamnă, un ghid, ca să ne explice cum s-a întâmplat, în ce an a început toată povestea. Mie îmi place povestea. Pe copii nu prea interesează, că sunt mult prea mici, că nu au ei aia cu istoria. Dacă eu aș fi copil, pe mine nu m-ar interesa. Mi-mi plac altfel de lucruri colorate, noi, nu știu, mai bine locuri de joacă. Acum e un castel vechi. Mi-a plăcut foarte mult că era vechi. Și mă simțeam așa, nu știu, wow. La origini, copii, cuvântul Bran este un cuvânt foarte vechi. Vine din limba slavă și nu înseamnă altceva decât pas. Poartă trecătoare. Acest castel Bran are peste 640 de ani. A fost ridicat cu scopul de a apăra și a supraveghea această trecătoare. Brașovenii, în anul 1920, îl vor dărui unei regine, care nu a fost alta decât Regina Maria a României Mari și a folosit-o ca și casă de locuit până pe la 1938, lăsând-o mai departe fiicei sale, principesa Ileana a României. În momentul de față, proprietarii acestei case nu sunt alții decât copiii principesei, respectiv nepoții reginei Maria, arhiducele Dominic Habsburg, care locuiește în America, și două dintre surorile sale, arhiducesele Elisabeta și Maria Magdalena, care locuiesc la Salzburg, în Austria. Ce vârstă aveau fetele? Când au plecat, aveau vârste fragede, 10, 12, 13 ani. De la 60 și la 80. Neamărine, te faci tu, eu am încercat. La 60 era sumă, da? Măcar un castel să moșterim și noi. Pentru tine, orice. Noi suntem acum la etajul întâi. Acest etaj, copii, în perioada reginei, a fost amenajat ca apartament al ei. Avea câteva încăperi. Dormitorul... Să vedem și noi cum dormea o regină. Să vedem și noi cum dormea o regină alături de copiii ei. Ăsta e dormitorul. Era un pat micuț, era așa simplu. Nu e ca cum e acum împopuționat. Dormitorul regal. Andreea, hai, tată, da, că avem treabă. Pozam și în același timp și ascultam, aveam grijă și de copii. Știți că acest castel este renumitul castel al lui Dracula. Ei, eu vreau să vă spun că, într-adevăr, locul în care vă aflați este un loc încărcat de istorie și mister. Toți copiii mei erau la mine în brațe, unul mai vreau să uite cu capul, nu, și zic, stați așa ușor, i-am liniștit, le-am explicat că nu e nimic de speriat. De mult, eu crescând la țară,
știu și aud oamenii vorbind despre fata pădurii, despre lucruri care se întâmplă noaptea. Da, pe oamenii bătrâni de 70-80 de ani, când eram eu proncotan, aveau tot fel de povești, dormeam într-un coș și a doua zi s-a trezit dimineața pe aldeală, gen... Sunt tot fel de povești din astea care, ce că sunt adevărate, atunci de ce nu poate că și... Oarecum Dracula. Ce Dracula, mă, că nici un Dracula. Regina Maria a locuit în acest castel. N-a stat Vlad Țepeș, Dracula... Există presupunere că a fost întemnițat, fără documente care să ne confirme lucrul acesta. Vlad Țepeș nu a stat în castelul Bran. Eu mi-aș permite să spun, chiar dacă el a fost domnitor în Valahia și castelul era situat în Transilvania, de foarte multe ori, pentru că se știe că făcea negoți cu brașovenii, folosea ca punct de trecere această trecătoare, venea fie călare, fie pe jos. Deci era punct trecere. Iar vis-a-vis de acea presupunere că ar fi fost întemnițat în castel în 1462, se pare că a stat o zi, două săptămâni și apoi exilat acolo. Una e să locuiască și alta e să treacă... Păi, v-am spus, vorbim de un domnitor al Valahiei și de un castel situat în Transilvania. Păi, și pentru că Mircea, bunicul său, l-a stăpânit până la moarte, cu siguranță toată lumea tinde să creadă că i-a succedat și Țepeș la tron în castelul Bran. Eu nu am crezut o iotă. A trecut Vlad Țepeș pe acolo, l-am dat, ne-a găsit toaleta în sat că făcea pe el și nu putea să facă afară și că s-a folosit toaleta castelului. Surpriza este acest pasaj secret. Sute de ani în urmă, copii, când Branul a fost o cetate militară, intrarea prin această scară nu se făcea prin ușa pe care o vedeți acum, ci prin gura unei sobe. Scopul scării fiind acela de a se putea ajunge de la etajul întâi, unde suntem noi acum, direct la 4, pentru că acolo aveau guri de tragere, despre care numai ei știau, pe care le puteau folosi în caz de nevoie. Ne-au explicat că regina care locuia acolo nu putea să intre prin sobă și au adărmat și a făcut o sobă lângă, identică, și a făcut acolo o ușă. Și este foarte, foarte strâmt acolo. Trebuie să intri câte unul. Am aflat niște lucruri noi despre istorie. Vă uitați toți la mine, da? Toți! Bineînțeles, eram ocupată să-mi fac Insta-story-urile mele, să pun copilașii mei pe Insta-story, am făcut 30. Mai lasă distanța un pic mai mare, domnule. Du-te, mă, de aici, mă, lasă de te mă, de aici. Ești, mă, cu mine, ești, mă, cu mine. Ce te crezi? Vrei să-ți închid ușa asta, mă? Vrei să-ți închid? Da? Așa? Deci așa, da? Copiii nu sunt aici, da? Hai să vedem ce faci aici. Păi, seama că e piatră. Da. Castel. Și am urcat o scară secret, oricum, intim, pentru că scările sunt foarte mici, așa,